Prin bunăvoința Domnului vom continua studiul biblic, tematica zidirea Ierusalimului și a templului. Așa cum aminteam în lecția întâi, pentru el s-au luptat mulți oameni, a fost zidit, dărâmat, rezidit templul de asemenea, după ce a fost construit mai întâi și astăzi ne vom referi în mod concret la zidirea Ierusalimului și a templului, a fost dărâmat apoi și orașul și reistoria de Ierusalim și de templu până la revenirea Domnului Hristos. Astăzi ne vom opri la perioada lui David și a lui Solomon, vreme în care Ierusalimul și-a atins apogeul, perioada în care în cea de-a doua a lui Solomon a fost construit templul. În perioada lui David s-au pus bazele Ierusalimului și templului, ca și reședință terestră a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dovedit aceasta prin prezența supranaturală manifestată în diverse ocazii. Iată ce citim în Cartea 1 a Cronicilor, capitolul 23, cum David, conștient de locul prezenței divine în Cetatea sa, cum mai este numită, zicea, 1 Cronici 23 cu 25-26, Domnul Dumnezeu lui Israel a dat odihnă poporului său și va locui pe vecie la Ierusalim. Și leviții nu vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru flușba lui. Știți că în pustie, după ce a fost confecționat întâia dată, era purtat potrivit cu călătoriile zilnice. Apoi a fost o vreme la Shilo, a fost luat la Filisteni, până la urmă cortul și apoi templu pentru Chivot și apoi pentru toate uneltele sfinte s-a așezat la Ierusalim. Dar mai concret scriem psalmul 132 ca și o dorință profundă a lui David, cel care a avut meritul să îl determine pe Dumnezeu să spună așa, să-și arate, să-și manifeste prezența, dar tot aici citim în acest sal despre dorința Domnului de a avea o locuință în mijlocul poporului său. 132 citim de la versetul 3 despre juruința lui David. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei nici ațipire ploapilor mele până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Pentru că apoi se poate spune, cu zice în versetul 7, haidem la locuința lui, să ne închinăm înainte așternutul picioarelor lui. Și acum rugăciunea către Domnul, scoală-te, Doamne, vinul la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Și dorința divină de, de la versetul 13, da, Domnul a ales Ionul a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, că-și l-am dorit. Deci să privim în continuare Ierusalimul ca și un loc al prezenței divine pentru care ne dăruim întreaga viață prin acest lanț al frăției sfinte împreună pentru Ierusalim. Observând perioada lui David, continuată cu cea a lui Solomon, când extinderea regatului, potrivit cu promisiunile date de Dumnezeu prin Moise, ceea ce a adus o glorie fără precedent la Ierusalim, care era capitala acestui regat destul de întins în vremea aceea, iar apoi prin înțelepciunea, prin faima ce a adus o poziția și capacitatea lui Solomon și nu în ultimul rând, prin ceea ce a încununat toată această lucrare, măreția templului. Zicea Solomon către Hiram, Trebuie să fac o locuință pentru Dumnezeu care este creator. Și apoi ca să exprime cât de mare este Dumnezeu și cum trebuie să arate acest sanctuar, el încerca să explice acestui rege vecin cu Israelul că, de fapt, doar să ardă tămâie, pentru că Dumnezeu nu este umplut de cerurile cerurilor. Dar să privim, într-o primă parte a lecției noastre, la perioada lui David. Asta înseamnă să mergem cu 3.000 de ani în urmă și totuși să extragem învățături foarte practice pentru slujirea noastră creștină. Mai întâi David pentru Ierusalim, apoi în partea a doua David pentru templu. Deschidem Scriptura la cartea a 2 Samuel, capitolul 5. Aici observăm că David, a cucerit cetatea, cum spuneam în lecția anterioară, de la Iebusiți și scrie aici în versetul 9, David s-a așezat în cetățuie pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și în lăuntru lui Milo. Versetul 7, David a pus mâna pe cetățuia Sionului, aceasta este cetatea lui David. Și versetul 5 notează, la Ierusalim David a domnit 33 de ani peste tot Israelul și Iuda. Atunci, Ierusalimul a devenit capitala statului evreu. Singura perioadă în care David a trebuit să plece din Ierusalim, a fost ocazionată de răscoala lui Absalom, citim în 2 Samuel 15, el împreună cu toți cei din casa lui, cu prietenii săi, cu unele excepții, s-a retras peste Iordan la răsărit, scrie aici de la versetul 14 și David a zis tuturor și lui care au cu el la Ierusalim, sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. 15 arată că slujitorii s-au asociat și poporul urma și s-a oprit la cea din urmă casă, finalul versetului 17. Cu ce durere vă rog să vă gândiți s-a părăsit David Ierusalimul? Și în situația aceasta el dă dovadă că nu forțează mâna Domnului. Pentru că atunci când preoții, citesc de la versetul 24, Sadoc și Abiatar, au vrut să ia cu ei chivotul. Și 25 împărat zis lui Sadoc, duc chivotul de Dumnezeu înapoi în cetate. David ținea la cetate și la chivot mai mult decât la viața lui. El s-a văzut că e vinovat. Dacă voi căpăta trece înaintea Domnului, îmi va duce înapoi și îmi va face să văd chivotul și locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă, să facă ce va crede cu mine. Și astfel a păstrat legătura cu ei. Scrie 29, Sadoc și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim și au rămas acolo. Amintiți-vă de fiii lui Eli care au vrut să forceze mâna Domnului ducând chivotul pe front însă Dumnezeu i-a abandonat cu chivot cu tot, pentru un timp chivotul. De aceea pocăința lui David este un exemplu pentru toți cei care au căzut în păcat. Dumnezeu răște păcatul pe bună dreptate, se poate spune, dar iubește pe păcătos atunci când se pocăiește. În urmă, citim în aceeași carte, 2 Samuel, capitolul 20, de la versetul 2, David s-a întors la Ierusalim, scrie aici, în versetul 3, citim pe scurt, David a intrat iarăși în casa lui la Ierusalim, pentru că, așa cum spunea el, Dumnezeu s-a îndurat de el, i-a făcut bine. Acolo, la Ierusalim, și-a adunat el prietenii. Acolo a avut construită o casă. Dacă era cetatea lui David, era cu adevărat ai lui. Nu doar prin denumire. Ne ce am cel la capitolul 5, spune Scriptura aici de la versetul 11, Hiram împăratul tirului a trimis sol lui David și lemn de cedru și templar sculptor de piatră care au zis o casă lui David. Și apoi scrie despre copiii cei s-au mai născut la Ierusalim. În capitolul nou aflăm că s-a interesat de casa lui Ionadab, l-a adus pe Mefiboshet și citesc doar versetul 11: Și Mefiboshet a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Versul 13, Mefiboset locuia la Rosalim, că își mânca totdeauna la masa în Iar în capitolul 19, după ce s-a încheiat episodul neplăcut și dureros al Absalom, David și-a asociat alți prieteni și scrie de la versetul 33, în împăratul lui Barzilai, omul care îngrijise de el în timpul refugiului său, la Mahanaim, vină cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Acesta n-a vrut să mai părăsească locul natale, fiind bătrân, dar îi propune în versetul 38, Ginham să treacă împreună cu 37 și apoi David acceptă, împreună cu mine și voi face pentru el tot ce vei vrea, tot ce vei dori de la mine îți voi da. Așadar, pe bună dreptate, Ierusalimul este numit cetatea lui David. A pierdut-o doar atunci când a păcătuit. Am putea aplica asta pentru noi, Dumnezeu ne-a chemat să ne bucurăm de prezența sa. Dar când păcătuim, ne pierdem dreptul de a locui în cetatea sfântă. De aceea este lăsat și ca reglementare Noul testament cine păcătuiește să fie dat afară din mijlocul adunării credincioșilor. Să-și dea seama că i s-au pierdut drepturile de a locui la Ierusalim. Tot despre David mai citim în cartea a doua lui Samuel, capitolul 24, că a mai făcut o greșeală în care a adus o sândă asupra Ierusalimului, cu ocazia efectuării unei numărători neporuncite de Domnul și efectuată fără îndeplinirea cerințelor legii, scrie de la versetul 10, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta, am lucrat în totul ca un nebun. Și scrie aici, de la versetul 15, Domnul a trimis și în Israel drept pediapsă, și-au murit șaptezeci de de oameni din popor. Și pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, observați cât îi trebuie la Dumnezeu ca să moară oamenii într-o cetate, să stea un înger cu o sabie întins. Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna acum, îngerul Domnului era lângă area lui Arafna, Iebusitul. Și putem citi în continuare aici că David, când a văzut îngerul, a zis, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat. Dar fiindcă lecția noastră se numește împreună pentru Ierusalim, vreau să vă citesc din textul paralel din 2 Cronici 21, că 1 Cronici 21, lui David i s-au alăturat și bătrânii și-au stat înaintea Domnului împreună pentru Ierusalim. 2 Cronici 21, citim de la versetul 15. După ce Dumnezeu a trimis sângerul, aflăm în versetul 16, David l-a văzut, atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ. Și David a lui Dumnezeu are n-am poruncit următoarea poporului. Și Îngerul Domnului a spus lui Gat să vorbească lui David să suie să un altar Domnul Narea lui Arafna Ebusitul. Dacă David ar fi rămas singur, el cel care a păcătuit, poate n-ar fi reușit să obțină îndurarea Domnului. Dar împreună cu toți bătrânii a obținut harul lui Dumnezeu pentru ca Ierusalimul să nu fie nimicit. Oare aplicativ și aici, atunci când facem greșeli, ne le asumăm? în mod responsabil? Oare reușim să ne unim mai mulți pentru ca să fie cruțată adunarea noastră, Ierusalimul nostru? Amintiți-vă de cazul Sodomei. Dacă s-ar fi găsit suficienți oameni, cetatea ar fi fost cruțată. Dar când nu sunt suficienți mijlocitori sau suficienți oameni buni sau cel puțin care să se pocăiască, Dumnezeu își dezlănțuie mânia. Și asta am văzut chiar în vremea noastră. Sunt adunări, de Dumnezeu nu are pentru cine să lucreze, pentru că nu mai este cine să mijlocească. Chiar și în timpul robiei babiloniene, și asta vom vedea lecțiile viitoare, au fost oameni care au mijlocit, ca și Daniel, sau studiam în lecții anterioare despre reformă, că aceasta vine atunci când sunt oameni care mijlocesc. În vizitele care le-am făcut -o anul acesta prin familie, am întrebat adesea pe frați și surori, vă simțiți ca membri activi vii ai adunării? Când se anunță o zi de post, când există o cauză, pune suflet în ceea ce se face? E important și numărul celor care predică sau celor care cântă în cor sau în vreo altă formație, dar cel mai important cred că este numărul celor ce se luptă împreună cu rugăciune, cu post, cu o viață sfântă pentru Ierusalim. Adică pentru locul prezenței divine, pentru locul destinat poporului Dumnezeu în modul cel mai sublim. Să ne ajute Domnul să punem suflet în aceasta. Și chiar dacă a existat vreo abatere, așa cum s-a întâmplat și aici, în urmă să obținem mai mult. David s-a rugat, a plătit prețul boilor și a lui Ornan Busitul și apoi a adus o jerfă și scrie aici de la versetul 26, a ridicat acolo un altar Domnului și a adus arde tot și jerfe de mulțumire, a chemat numele Domnului și Domnul a răspuns prin foc care s-a pogorât din cer pe altarul ardelor de tot. Și scrie în versetul 22 cu 1 și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu, aici să fie altarul arde de tot pentru Israel. Iată așadar pe ce locație s-a ridicat templul în locul unde David împreună cu bătrânii au insistat pentru Ierusalim ca Domnul să nu-l nimicească. Mai rămăsese un iebusit acolo, dar locul trebuia să aparțină Domnului. Se pare că acesta se convertise la religia lui Israel, oricum era între la însă locul a aparținut lui David. Iată de ce David este piatra de hotar. El a cucerit Ierusalimul, el și-a dorit foarte mult să construiască templu și vom vedea că în timpul vieții lui s-au adunat materialele și el a cumpărat locul unde s-a construit templul. Ce frumoase amintiri pentru cel ce a cumpărat un loc să facă adunare, pentru cel ce a dăruit și s-a luptat ani de zile. Doamne, ajută-ne! Mai mult decât atât, David și-a mobilizat poporul și-a condus și-a organizat soldații pentru ca să cucerească toate locurile rânduite de Domnul pentru Israel și astfel, împreună pentru Ierusalim, să însemne teritorii extinse. Știți că toți bărbații aveau harul și datoria să se sui de trei ori pe an. Așadar, toți acești evrei se puteau bucura cel puțin la cele trei mari sărbători. La sărbătoarea Paștilor, la sărbătoarea Săptămânilor și la sărbătoarea Corturilor de Harul de a fi în Ierusalim. Nu degeaba este scris în Psalmul 78 despre David. Citim versetele 70 la 72, ultimele versete din Psalm. A ales pe robul său David, l-a luat de la staul de oi, l-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David a cărmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Și un singur exemplu vă dau din felul în care și-a determinat David soldații să lupte, Cartea 2 Samuel, capitolul 10. Au avut multe războaie, știți că și tocmai de aceea n-a avut el dreptul să construiască templul. Dar mai întâi au fost nevoit să poarte acele războaie și de-abia în perioada de pace s-a putut face ceva. Într-unul din acele războaie, scrie aici de la versetul 6, că fiul lui Amon s-au asociat cu sirienii din Betrehop și din Tsoba și cu alții de la împăratul din Maca și de oamenii din Tob, și David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea numai oameni viteși. Dar aceștia au constituit două fronturi. A fost o strategie militară și scrie de versetul nou. eu am văzut că avea să lupte și înainte și înapoi. A ales atunci din toți aleșii lui Israel ceată pe care a dat-o împotriva sirienilor și a pus sub porunca fratelui său obișai ce mai rămăsese din popor ca să țină pe lui Amon. El a zis, și aici e interesant ce a spus, dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vin ajutorul meu. Și dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. Asta înseamnă împreună. Fi tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Cel din tâi care a fost tare a fost David și asta a dat dovadă mai întâi la oi, apoi în lupta cu Goliat și în alte războaie. Și ceilalți au luat modelul. N-au fost viteji ca până în vremea lui David, în toată istoria de până atunci. Și toți împreună s-a luptat pentru Israel, ceea ce însemna pentru Ierusalim. Să privim acum la felul în care David s-a luptat pentru Templu. În Cartea 1 Cronici, capitolul 8, versetul 16. Este un cuvânt rostit de Solomon care exprimă un adevăr referitor la David. Din ziua când am scos din Egipt poporul meu Israel, n-am ales nicio cetate între toți seminții lui Israel ca să-mi zidească în ea o casă unde să locuiască numele meu, ci am ales pe David să împărățească peste poporul meu Israel. Deci întâi Domnul a ales pe David, și prin David a ales domnul Ierusalimul și prin David a acceptat domnul să își facă evidentă prezența în Templu de la Ierusalim. De aceea, David joacă un rol determinant. El a fost preocupat permanent de lucrurile sfinte. Psalmii și Templu sunt dovezi incontestabile. Nimeni n-a avut rugăciun ca David din ceea ce citim în Sfânta Carte. Nimeni, nici chiar fiul său Solomon sau vreun alt împărat, n-a pus atât suflet cât David pentru templu de la Ierusalim. Scrie în cartea 1, 1 Cronici, capitolul 15, de unde vom citi mai multe versete. Mai întâi versetul 3. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim. Cu ce scop? Ca să suie echipotul Domnului la locul pe care îl pregătise. După ce a fost recuperat de pe front și de la sirieni, n-a mai fost dus în cort pe înălțimea Gabaonului, ci direct la Ierusalim într-un templu, într-un cort, apoi în templu. Și aici scrie de la versetul 25, David, bătrânul lui Israel și căpeteniile milor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului la casa lui Obe de Domn în mijlocul bucuriei. Când a ajutat Dumnezeu pe Levi să rice chivotul legământului Domnului, au jerfit șapte viței și șapte berbeci. David era îmbrăcat cu o manta de insubțire, tot așa era îmbrăcat toți leviții care ceau chivotul, cântăreții și chenania, căpetenia muzicii între cântăreți și David avea pe el un efod de in. Tot Israel a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și arfele. Iată cum a știut să-i mobilizeze pe toți, ceea ce înseamnă din plin, împreună, pentru Ierusalim. Și acestea toate s-au soldat cu multă bucurie, cu împlinire pentru tot poporul. David a organizat slujbele de la Templul din Ierusalim. Să nu spuneți cum l-a organizat dacă de-abia fiul său Solomon l-a construit. Pe baza proiectului pe care l-a primit. Solomon n-a adăugat nimic la dimensiunile primite și chiar aș spune nici n-a mai fost nevoie de multe lucruri de făcut în sensul îmbunătățirii în sau îmbogățirii, ci doar a execuției. Pentru că David a primit întreg proiectul, atât pentru partea materială a Templului, cât și pentru slujbe, în felul în care trebuia organizate. Iată ce citim în 1 Cronici, capitolul 6, despre faptul că Domnul, prin David, i-a pus, i-a acceptat deja în slujbă. 6 cu 31. Iată aceea pe care i-a pus David pentru cărmirea cântării în casa Domnului. De când a avut chivotul un loc de odihnă? Deci încă de la chivot i-a pus să slujească. Ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zis Solomon casa Domnului Ierusalim și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită. În cartea 1 Cronici, în mod deosebit de la Capitolul 22, vom citi de aici mai multe versete, să deschidem împreună. Scrie foarte clar cum David a făcut mari pregătiri materiale și apoi cum i-a organizat pe toți. Vă rog să vă gândiți ce era în mintea lui David. Să rugăm pe Domnul să ridice oameni cu viziune, care să știe cum să se implice, cum să organizeze aș îndrăzni să spun că ne lipsește o viziune mai amplă. Aici în birou avem o hartă a celor patru județe care țin de comunitatea de Arad și în mod deosebit într-o zi m-a încercat un sentiment chiar de vinovăție văzând partea de nord a județului Hunedoara, aproape de zona de unde sunt originar, că este lipsită totalmente de credincioși. Și m-am gândit, oare cineva din cultul nostru, din organizația noastră, are un plan care se cuprinde și are aceasta. Să o câștigăm pentru Domnul. Chiar și aici, în plan local, ne stări anumite lucruri în minte, dar cred că trebuie să ne dea Domnul mai multă înțelepciune, pasiune, să știm cum să ne organizăm și ce avem de făcut. Din verset ce voi citi rezultă foarte clar ce capacitatea avea David și ce pasiune pentru casa Domnului. Asta înseamnă împreună pentru Ierusalim. De exemplu, locuiești în cartierul Gai, ce poți să faci pentru cartierul acela? Pentru Betel, așa împreună, ce ți-a pus Domnul pe inimă? Așa este simplu, venim fiecare, avem locul nostru, ba, poate mai suntem și mofturoși, nu cumva să ne ia altul perinița pe care stăm și zicem amin sau ațipim. Ne întoarcem acasă și ce facem noi pentru casa Domnului? Ei, nu suntem toți David, dar așa cum vă spuneam, în vremea lui a reușit să-i mobilizeze și oamenii au acceptat, s-au lăsat angrenați. Fie că e vorba de soldați, fie de leviți. Dar să citim exact mai întâi capitolul 28, versetul 1, 1 Cronici 28 cu 1. David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile seminților, căpetenile cetilor din slujba împăratului, căpetenile peste mii, căpetenile peste sute, pe cei mai mari, peste toate averile și turmele împăratului, ale fiilor săi, pe dregători, pe vitej, pe toți voinici, ca să-i concentreze și ce să centralizeze acest efort. Și iată acum pe capitole ce citim, mai întâi pentru domeniul material, pregătirile pentru construirea fizică a templului, 22 de la versetul 2. David a strâns pe străinii din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuile de la aripile ușilor și pentru scoabe. Aramă cât de mult încât nu puteau să o numere. Și lemne de cedru fără număr că sidonienii și tirienii adusese lui David lemn de cedru din belșug. David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi de lui Dumnezeu trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Deci pasiune până în ultima clipă tot despre aceasta citim de la versetul 17. David a poruncit tuturor căpetenilor lui Israel să vină ajutorul fiului său Solomon zicând Domnul Dumnezeu vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat el o dihnă din toate părțile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii țării și țara se supus înaintea Domnului și înaintea poporului său Israel. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și zidiți Sfântul locaș al Domnului Dumnezeu ca să aduce schivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită numelui Domnului. Deci i-a mobilizat efectiv pe toți și tot despre cele materiale citim în capitolul 29 și în timp ce citim astea să ne gândim noi ce am făcut. Îngăduiți-mi o paranteză, nu am de plan să mustru pe nimeni, vă dau numai un exemplu. Prin harul domnului de 10 ani ne ocupăm de revista Betel pentru copii și adolescenți, suntem acum la un tiraj de 4000 de exemplare care se distribuie în țară și în diaspora. În lucrarea aceasta nu s-a cerut un cent de la nimeni. Și nici n-a pus nimeni un cent în buzunar, toți care lucrează din adunare o fac voluntar. Dar dacă ar fi să dăm un raport de câți s-au interesat de revista asta și cât s-au dat bani, poate că ne ar fi rușine. Asta spun că nu este suficientă viziune. Bun, lăsăm asta la o parte, nu toți au chemarea să se ocupe de media creștină. Avem libertate, câți dintre noi am pus umărul și sufletul întâi și dacă avem vreo cărămidă în bisericii din Rotenia sau din altă zonă a țării. Sau cu câte pasiune facem misiunea în județ. Povestea un frate din India, Că un lepros care a fost vindecat datorită tehnicilor care avansaseră în vremea aceea, asta cu câțiva zeci de ani în urmă, mergea la biserică și le spunea așa mâna de un spirit rău, voi tot ce faceți, faceți pe bani. Și nu era adevărat. Voi predicați pe bani, luați cina Domnului pe bani, americanii vă plătesc. Era așa un slogan. Și într-o zi când a văzut că a fost acceptat și într-o altă comunitate, datorită dragostei acelor credincioși, inima i s-a schimbat total. Și el a ajuns să se dăruiască la rândul cu pasiune în lucrarea Domnului. Cum spuneam, nu eu vă mustru eventual conștiință. Dar haideți să punem suflet citind despre David și la gândul că vrem să avem și noi parte la Ierusalim, E ceva foarte asemănător. Noi doar adunăm materiale, nu noi construim. Ierusalimul de sus vom merge la el. Dar dacă acum nu adunăm materiale și nu ne punem suflet în ceea ce facem, mă întreb și eu, vom spune așa cum spun un ileneș, frate, eu și în prag, Mă vorba cuiva, vei să nu se închide ușa dinăuntru spre în afară că te zboară. Să facem ceva și Domnul să ne dea o inimă bună. Amin? 1 Cronici 29. Împăratul David să întrege adunări. Fiul meu, Solomon, singur pe care lăs Dumnezeu, este tânăr și plăpând și lucrarea este însemnată că și casa aceasta nu e pentru om, ci pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu și e numeră, toate. Veți 3, mai mult, în dragostea mea, a dat suplimentar. Și a determinat și poporul, scrie versetul nou, care s-a bucurat de darurile de bunăvoie, că și le deau cu dragă inimă Domnului și împăratul David, de asemenea, s-a bucurat mult. Privind la cele spirituale, citim din capitolul 23, de la versetul 2, să vedeți cum i-a organizat aici. Poate vor spune unii, frate, n-am bani, n-am capacitate, nu mă ajută sănătatea să mă implic material. Se poate. Dar s-ar putea Dumnezeu să-ți spiritual. Și mie, când mi-a luat Dumnezeu din sănătate, mi-a spus că îmi lasă parte cât să mă pot dedica lucrării. Și am observat aceasta. Deci fiecare are un spațiu pe care Dumnezeu i-l-a oferit și unde poate să facă ceva. Citim așadar, 23 de la versetul 2. David a strâns pe toate căpetinii lui Israel pe preoți și pe leviți. A făcut numărătoarele leviților de la vârsta de 30 de ani în sus, s-au pe cap și pe bărbat, s-au găsit un număr de 38.000. Și David a zis, împărțindu-i, 24.000 trebuie să fie supra din casa Domnului, 6.000 să fie dregători și judecători, 4.000 să fie portari și 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim. Capitolul următor, 24 ne arată împărțirea preoților, dacă n-au toți timp odată, după cum le cădea sorțul, pe rând. Și în capitolul 25 arată o evidență a cântăreților, citesc doar versetul 1, David și căpetenii de oștire au pus deoparte pentru slujbă pe aceea din fiul lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Să ne ajutem și noi și pe noi, Domnul, să punem suflet și ne va da har numai să fim gata să o facem cu bucurie. Atât despre David suficient pentru cine vrea să fie motivat și mobilizat. Trecem la Solomon și deschid la 1, în Paras, capitolul 3. Cum spuneam, el a beneficiat deja de un regat extins și care se bucura de pace la hotare, astfel și-a permis, spune scriptura aici, se extinde lucrările de construcție a Ierusalimului, probabil și populația a crescut și scrie în finalul versetului 1 a zidit zidul din prejurul Ierusalimului l-a fortificat a construit tot în Ierusalim, scrie în capitolul 9, nu mai citesc cu detalii, magazii pentru popor, pentru armată și mai adaug doar 10 cu 27, ca să vă imaginați cum era la Ierusalim pe vremea lui Solomon. Împăratul a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim, ca pietrele. Și ce de tot așa de mulți ca smochinii din Egipt, care cresc pe câmpie. Deci, o viață prosperă, poate puțin spus, lux cel puțin în proprietățile împăratului, se servea doar cu metale prețioase, aur sau argint, tacâmuri de lux. Pentru că Dumnezeu le-a dat har și au putut să adune mult aur de la vecinii învinși, de la cei aflați în vasalitate, Metalele prețioase erau cu tonele. Arama am citit și fierul că nici nu o mai măsura nimeni. Erau cantități imense. Vă rog să vă gândiți ce își dorea Solomon pentru Ierusalim. A și el tată. Știți că el a scris cea mai mare carte a parte a cărții Proverbele, câte sfaturi. Sau scria în cântarea cântărilor, vă jur fiice Ierusalimului, fiți atente, nu strâniți dragostea până nu vine ea. Câte sfaturi nu i-a dat fiului său Solomon? Însă lucrurile în dreptul lui au cunoscut unele complicații care s-au agravat în timp. Și la sfârșitul vieții sale scrie cartea Eclesiastul. Știți, cu eu cuvintele, am bucat pe un drum greșit și oricât ai vrea să scrii și să te înțelepțești și să dedici vieții și fericirii din viața aceasta, n ajungi la capăt să ascultăm, dar în tuturor învățăturilor, teme -te Dumnezeu și păzește poruncile aceasta e datoria oricărui om și îl putea să continue spunând și acelui mai ilustru, mai înțelept și mai bogat împărat. A dăruit Solomon pentru Ierusalim, a vrut să fie ceva, frumusețe. Uniori și noi ne dedicăm aspectului material care înclină în favoarea noastră. Și aici de regulă apar probleme, nu doar exemplul lui Solomon, ci toată istoria deverește aceasta. Dar voi reveni la concluzii în dreptul lui Solomon și a problemelor sale. Să privim acum la pasiunea lui Solomon pentru templu. Mă întorc la 1 Regi, capitolul 5, el scria lui Hiram, cum a spus domnul tatălui meu David, conștient de această promisiune, de acest angajament, fiul tău pe care vă pune în locul tău pe scaunul domnie, el va zidi o casă numelui meu. Și la versetul 13 este scris, împăratul a luat din tot Israel oameni de corvoadă pe care i-a angajat, îi trimitea cu schimbul în Liban și evreii au fost doar supraveghetori, doar au administrat lucrarea. Muncile de jos le-au făcut străinii, Gabonici și alții care mai rămânseseră. Scrie apoi în 6 cu 1, ca și o datare istorică, în al 480-lea după ieșirea copilului Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al patrea an al domniei lui peste Israel în luna Ziv, care este luna a doua. Citim apoi versetul 37. Rea, ideea, în anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temilile casei Domnului și în anul al 11-lea, deci șapte ani, a durat construcția templului, în luna Bul, care este a opta lună, șapte ani jumate mai exact, Casa a fost isprăvită în toate părțile ei și, așa cum trebuie să fie, în timp de șapte ani, a zidit-o Solomon. Apoi citim în 7 cu 51, Astfel s-a isprăvit toate lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru casa Domnului, apoi a adus argintul, aurul și uneltele care le hărădise tatăl său David și le-a pus în vestirea casei Domnului. Căci din ce dăduse David, nu s-a întrebuințat totul pentru construcția propriu-zisă, mare parte, a intrat în visteria templului. Și apoi în capitolul 8 este prezentat momentul final prin acel proiect care la rândul i-a fost primit de la Dumnezeu. Hai să facem încă o mică deplasare până în 1 Cronici 20 și 8, mi-a scăpat aceasta și vreau să punctez de la versetul 11, David a dat fiului său Solomon și nu le număr, dar toate planșele, e pe înțelesul nostru, întreg proiectul. Până acolo încât și greutatea și chipul furculițelor, toate, toate. Și acum ceea ce este important, versetul 19, toate acestea, a zis David, toate lucrările, izvodele acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-mi le înscris cu mâna Lui. Este o problemă foarte importantă. Să facem totul pentru Ierusalim, e pentru Domnul, pentru noi. Dar dacă noi se trebuie să facă, doar știm exact ce avem de făcut. E foarte important cântarea care o alegem. Ce subiect se rostește la predică. Că așa Biblia e mare cu puțină imaginație, intelect, deschis, Biblia unde vrei, faci o schiță, mai folosești o carte, dar oare aceea a vrut Domnul să spui, să faci? E foarte important să ne gândim că David era profet, el a stat înaintea Domnului mult, a amintit de psalmii săi și Domnul a dat toate acestea, nici nu știu cum i le-a dat în scris cu mâna lui, îți vine să zici că un mesager din cer a coborât la David cu o mapă plină de schițe, nu știu cum a fost, n-am detalii în Biblie. Dar David și nici măcar înțeleptul Solomon, ei au primit de la Dumnezeu tot ceea ce trebuia făcut. De aceea în lucrarea Domnului să înțelegem că înțelepciunea și are locul ei, dar nu în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să rămână stăpânul slăviței fie numele. Și de-abia atunci poate fi ceva cu adevărat bun. Citim tot aici, din capitolul 28, despre Slujbele Sfinte care au fost organizate sub coordonare și susținerea lui Solomon, puternic motivat de David. În raport cu slujbele Sfinte, David a fost mare față de Solomon. Scrie aici, 28 cu 4, sunt cuvinte lui David, „Domnul ziul Israel m-a ales de toată casată lui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie. Vestul 5, toți fiii mei, Dumnezeu mi-a mulți ales pe fiul meu Solomon. Vestul 6, el mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va zidi casa, curțile, că și l-am ales ca fiul meu și voi fi tată. Versetul 8, acum înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Domnului Zeului care vă aude, păziți, spuneți-i la inimă toate poruncile, spune asta la tot aparatul administrativ și de stat, ca să lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și acum ce îi spune la Solomon și asta e foarte important, și tu, fiule Solomon, cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău și slujește cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipurile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine, dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. Și cel puțin în parte au fost valabile ambele aspecte. Întorcându-ne la Cartea 2 Cronici, Observăm partea bună, cum s-a împlinit în dreptul lui Solomon, scrie în 2 Cronici, capitolul 6. Și aici îl văd pe Solomon, l-au ajuns la o maturitate spirituală, într-o stare bună. Citesc de la versetul 1. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric, eu am zis este o casă care să va fi locuință, un loc unde îți vei locui pe veci. Binecuvintează pe Domnul, predică, aș spune în înțelesul nostru, explică toate acestea poporului. Și ce în versetul 10, Domnul a împlinit cuvântul pe care a spusese. Versetul 11 arată partea lui, am așezat în achivotul, care este legământul Domnului, legământul pe care l-a încheiat el copilul Israel. Și apoi urmează rugăciunea aceea solemn, din care desprind doar, să zic o expresie, ce dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirele întoarse spre cetatea pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău. El și-a văzut partea lui, pentru că Harul stătea în prezența Domnului. Solomon n-a greșit ca nebucanețar să spună, acesta Ierusalimul și templul pe care eu l-am zidit, nu. Proiectul a fost al Domnului. Pregătirile au fost al lui David. El a avut doar un rol de execuție. Și apoi și-a cunoscut limitele. Nu s-a amestecat în slujbe, nici n-a intrat în rândurile leviților. El s-a retras în poziția lui de împărat, dar statul era teocratic. Adică Dumnezeu conducea prin preoți, prin slujitorii săi. Și asta este foarte important scrie aici de la versetul 40 în finalul rugăciunii lui, 6 cu 40, acum fie la minte la rugăciunea a făcut în locul acesta. Acum, Doamne, Dumnezeule, scoală-te și vină la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi, Doamne, Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și preiubiții să se bucure de fericire. Doamne, Dumnezeule, se roagă și pentru nu îndepărta pe unul tău adus aminte de bunătățile făgăduite robului tău David. Știți că Domnul a făgăduit lui David Succesiune la tron. Și scrie aici cum s-a sfârșit lucrarea. S-au bucurat de prezența Domnului. Mă întorc la capitolul 5, puțin. Scrie aici în versetul 13 că atunci când au început să laude pe Domnul, casa Domnului s-a umplut cu un nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Vă amintesc din cartea lui Ezechiel că înainte de a fi dărâmat templu, slava Domnului se retrăsese. N-ar fi putut babilonienii să dimicească templu câtă vreme ar fi rămas slava acolo. Dumnezeu și-ar fi trimis înger să-l dacă n-ar fi avut oameni la îndemână. Mai întâi Domnul și-a făcut. Deci Solomon a avut un moment nu doar de glorie, ci o stare bună în care s-a predat Domnului pe deplin. Dar, citim în... El a un declin graf cu trecerea anilor. Știți de unde a pornit declinul? un verset în capitolul 3 aici, cu unul zice, a dus pe fata lui Faraon în cetatea lui David. Dar în capitolul 11 ce scrie mai exact. Citim de la versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Și le enumeră aici o mie. Când au îmbătrânit versetul 4, nevestele i-au plecat inima spre alți zi și inima nu i-a fost în totul la Domnul ziului său, cum fusese inima tatălui său David. Și apoi de la versetul 7, împăratul Solomon a zis pe muntele din fața Ierusalimului loc pentru chemoșul ruciunea Moabului și pentru alte lucrări idolatre, Vesetul nou, Domnul s-a mâniat pe Solomon. Vesetul 11, Domnul lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legele pe care ți le-am dat, voi rupe în părăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Ceea ce s-a și întâmplat imediat după moartea lui Solomon. Parcă n-am vrea să vorbim despre umbra aceasta ce a venit peste Ierusalim, peste Rege și apoi peste tot poporul. Dar asta rămâne o dovadă că oriunde ne-am fi suit, în cer încă n-a ajuns nimeni până la revenirea Domnului, să fim atenți, să nu cădem și nu cumva după realizări mărețe să măreață pentru lucrarea Domnului, să facem greșeli care să ne coste. Închei studiul în această seară referitorului David și al lui Solomon cu câte o concluzie pentru fiecare din cei doi pentru David, cel care a încheiat bine, chiar foarte bine. Ierusalimul și apoi templul era locul păstrării legământului, a prezenței divine cu toate implicațiile. Gândiți-vă la Psalmul 65, spune el, cu încredere Dumnezeu îl vei fi dat în Sion și împlinite vor fi jurințele care ți-au fost făcute. Asta era partea lui. Dar fiindcă încă suntem pe pământ, scria tu David în Psalmul 20, să-ți trimite ajutor din locașul sau cel sfânt și să te sprijinească din Sion, versetul 2. David a știut că dacă Domnul este la Ierusalim, îi vine în ajutor și aduce aminte de arderile de tot și de toată viața sfântă. Și v-aș lăsa ca temă pentru acasă, dacă sunteți interesați de Scriptură, dacă nu uitați și ce am spus aici, în finalul cărții 1 Cronici, capitolul 29 de la versetul 10, este o rugăciune a lui David de la sfârșitul vieții lui. Citiți rugăciunea aceea lângă psalmii lui, să vedeți cum gândea David, ce profund era. Oare cât de important este pentru noi să avem un loc unde Domnul este prezent? Să știm că facem parte într-o biserică vie, că toată lumea are biserici, toți oamenii se închină, dar problema se pune, e Dumnezeu acolo? În ziua necazului sau mai exact în ziua revenirii sale, se va dovedi că a fost Dumnezeu cu noi? Sau putem să ne lăudăm ca cei din Laodicea și ca Solomon cu o slavă de șart? Pentru că trecând la Solomon, aș putea spune că împreună pentru Ierusalim, pentru Solomon a însemnat totul pentru Domnul. Asta câte vreme s-a dăruit Domnului dacă toți suntem aici unul un împărat scrie în capitolul 8 de la versetul 55, și stând în picioare, a binecuvântat glas tare tot adunarea lui Israel, zicând, binecuvântat să fie Domnul. Și în șapte, Domnul Dumnezeu să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, să ne plece inima spre El, să umblăm în căile Lui și să păzim porunciul legii Lui și rânduiele Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Și toate poporile să cunoască, Domnul este Dumnezeu și nu e alt Dumnezeu afară de El. A fost momentul cel mai bun al vieții lui Solomon. Când a încheiat rugăciunea aceea, s-a coborât prezența Domnului în Templu. Dar în continuare, el a scăzut. Și cât de. a pus pentru casele lui, pentru casa aceea fastoasă din pădurea Libanului, avea 45 de camere, cred că era ceva mult în vremea aceea. Apoi a tot dat din inima lui, pentru neveste, pentru idoli și chiar pentru el. Amintiți-vă ce scrie în carte Eclesiastului, zice, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Băutură, mâncare fără limite, distracție. Și credea el că inima mai va rămâne cu Domnul. Nu se poate. Evlavia e folositoare. Sunt oameni care cred că se poate așa. A întrebat cineva odată pe un televanghelist renumit din vremea noastră. Auzi, în cer sunt străzile cu aur și orașul acela, Ierusalimul de sus, i-a văzut simbolic în slavă. Și el a zis, până acolo, aici am nevoie de aur, aici am nevoie de bani. Asta a greșit Solomon. A vrut prea mult pentru el, scrie că spre finalul vieții a mărit impozitele, a surghiunit poporul, i-a bătut cu bice să tragă pentru el, pentru cohorta de neveste, pentru acel harem nesfârșit, și finalul n-a mai fost împreună pentru Ierusalim. A fost așa, împreună pentru toți. Sau pentru toate. De aceea, împreună pentru Ierusalim putem copia mai degrabă de la David decât de la Solomon. De la Solomon doar până la un punct, până la o vreme a mandatului său. Domnul să aibă milă de noi, să ne ajute, și cum zicea și David și Solomon să ne țină inima aproape de El și noi să o dăruim fără rețineri. Că într-o zi când vom ajunge la Ierusalimul de sus, ne vom bucura de tot ce am făcut pentru Ierusalim. Dar ce am făcut pentru noi sau și mai grav pentru lumea asta, asta va fi o mare durere. Nu împreună pentru Eul nostru și pentru firea pământească, nu împreună pentru Babilon, ci împreună pentru Domnul și cetatea Sfântă. Amin.